Vă salut și vă zic bine ați venit pe canalul meu. Cu o deosebită plăcere vin în fața voastră cu un alt proiect. Nu este încă finalizat, este vorba despre o căciuliță, un model improvizat, dar care se poate lucra și ca beretă, pentru că va arăta extraordinar în ambele cazuri. Ceea ce vedeți acum în imagine, ceea ce lucrez eu, este pentru un adult cu o circunferință de 56 de centimetri, circumferița capului, bineînțeles mă refer. Am lucrat-o cu o croșetă de 3,5 mm și am o bobină de 100 de grame și iată cam ce mi rămâne. Dar de fapt nu o să-mi rămână nimic pentru că intenționez să fac o bordură mult mai lată ca de obicei și cred eu că pentru un adult cu un astfel de model avem nevoie de cel puțin 100 de grame. Acum și independență de cât de largă vă place să fie căciula sau bereta și independență deci de cât de mult veți mulți. Dacă o să aveți răbdare și o să urmăriți tutorialul o să vedeți pas cu pas cum am început pentru că este început de aici din mijloc și se lucrează destul de simplu în cazul în care știți să croșetați piciorușe în relief pe față și pe dos și știți să faceți și piciorușe duble cu același vârf pentru că iată vârf. Deci cu același vârf, pentru că iată, aceste puncte sunt formate din piciorușe duble cu același vârf, ele ies frumos în evidență, au un efect de relief și arată foarte bine, să știți. În mod normal este un exemplar, am vrut să testez modelul, în situația în care aș fi lăsat această căciulă pentru mine. Posibil că aș fi făcut mai multe rânduri din model după care să trec la bordură, dar aici depinde. Am început bordura, spre exemplu în cazul meu, cu două pe față două pe dos. Acum la moment sunt cu două pe față unu pe dos, două pe față, unu pe dos. De ce vă zic asta? Pentru ca să știți că puteți face schimbări și în bordură inclusiv, ca să puteți adapta după mărimea pentru care lucrați. În rest, este un desen simplu, dar de efect și spuneam că în tutorial o să aflați toate detaliile cum se lucrează. Tind să cred că o să vă placă acest model și că o să începeți să lucrați împreună cu mine. Deci eu am să folosesc un fir acrilic și o croșetă de 3,5 mm și am făcut aici patru ochiuri de lanț pe care le-am închis într-un cerc. Și acum în acest cerculeț fac două ochiuri de lanț care țin locul unui semipicioruș dublu și mai fac încă 13. Deci de tot trebuie să avem 14 semipiciorușe duble. Cum se realizează el? Foarte simplu, luăm jeteu și trecem firul prin toate trei bucle odată. Iarăși, jeteu și trecem firul prin toate trei bucle odate. Deci atâta am trei, continui. Deci atâta, în primul rând este gata. Am făcut un punct alunecat, l-am încheiat, vedeți, aveam această roticică și acum în următorul rând vom dubla numărul de piciorușe, astfel încât la final vom avea 28. Pentru asta îmi fac mai întâi două ochiuri de lanț, jeteu și tot aici mai fac un picioruș din ăsta pe jumătate, vedeți? Și așa am să fac în fiecare, deci în fiecare ochi realizez câte două. Deci pregătim terenul pentru model. Deci uitați, am încheiat rândul. Iată primele două piciorușe, iată ultimile. Și deja realizăm un punct alunecat, iată aici, în vârf. Iată ce obținem. Din următorul rând trecem la piciorușe în relief, astfel încât lărgesc această buclă, jeteu și din primul picioruș realizez relief pe față. Și din al doilea, de asemenea, relief pe față. Din următoarele două fac relief pe dos. Deci, cu alte cuvinte, până la final de rând, vom realiza două pe față, două pe dos. Fără să mulțim, fără nimic. Deci, lucrăm cu ce avem pe croșetă. Deci, mai departe ce facem? În rândul 4. Rândul 4 este următorul pe care o să o lucrăm. O să realizăm două pe față, așa cum este. Deci, lărgez bucla și realizez două pe față. După care o să creștem în secvența unde avem piciorușele pe dos. Noi la moment avem 4, trebuie să avem... Deci la moment avem 2 și trebuie să avem 4. Cum procedăm? Foarte simplu. Creștem din primul picioruș facem două. Și din al doilea. Două. Vedeți când fac primul relief pe dosă, eu îl iau așa, deci, vedeți? Iar pentru a-l realiza pe al doilea, să ne fie mai simplu, agățăm iată în felul ăsta, ca să ne fie mai simplu să realizăm acest picioruș. Și iată, am 4 la număr. Și așa și continu. Deci, fac două în relief pe față, iarăși, după care o să fac uh, această creștere și o să obțin deja în loc de 2 pe 2, o să obțin 4. Și așa o să continui grupând aceste elemente până la final de rând. Deci, iată, rândul 4 este gata, în rândul 5 și în rândul 6 vom crește mai departe în această secvență, unde avem piciorușe pe dos, astfel încât în rândul 6 vom ajunge să avem 8 pe dos. Deci o să procedăm la fel, o să facem creștere în primul picioruș și în ultimul. Deci eu vă arăt la început, după care deja aceste două rânduri le vom face de sine stătător. Deci iată, am lărgit bucla și realizez aceste două pe față care rămân de altfel neschimbate și spuneam că crește mai departe aici unde avem pe dos. Acum avem 4 și îmi trebuie să am 6. Cum am să fac? Deci am să iau aici, am să fac 2 în loc de 1. Următoarele 2 le realizez câte unul. Deci, cu alte cuvinte, creștem în primul picioruș, și în ultimul. Deci, iată, eu am acum 6 piciorușe, da? 1, 2, 3, 4 și încă 2 și o să am 6. Mă grăbesc. Deci, iată, în ultimul picioruș mai facem o creștere. Și iată, așa vom proceda în fiecare secvență, în rândul 5 și în rândul 6, când o să venim, Aici o să facem creștere în primul picioruș și în ultimul și de tot vom avea deja 8. Și ne reîntâlnim. Iată, și rândul 6 este gata și trecem împreună la rândul 7. O să continuăm să creștem în aceste secvențe unde avem piciorușele pe dos, dar totodată vom adăuga un nou element. O să vedeți imediat despre ce vorbesc. Deci, lărgim bucla și realizăm aceste două piciorușe în relief pe față. Din primul picioruș în relief pe dos facem două. Următorul pe dos. Deci, țineți minte, noi aici avem 8 piciorușe și îmi trebuie să ajung să fac toate 4 sau primele 4. Deci, atâta eu 1, 2, 3, și al patrulea. Cu alte cuvinte, am ajuns în mijloc. Vedeți? În acest spațiu, deci în spațiu anume, nu în un ochi, o să realizăm piciorușe duble cu același vârf. Ia să vedem câte facem. 2, 3, 4 și 5. Numărul de piciorușe le veți regla în dependență de firul cu care veți lucra. Iată, am făcut acest element, după care continu să realizez ce am deja pe croșet. Picioruș în relief pe dos. Și în ultimul o să fac de asemenea creștere. Deci, cu alte cuvinte până la final de rând... Vom face două pe față, după care vom face două pe dos, drept în mulțire. Următoarele pe dos până ajungem în mijloc. În mijloc realizăm această bobiță și iarăși cele pe dos cu tot cu creștere. Așa continuăm până la final de rând. Iată, dragii mei, și rândul 7 este gata. Vedeți ce frumusețe avem aici, începe să prindă contur, formă. Deci, continuăm cu rândul 8 care începe la fel ca toate de până acum, cu aceste două reliefuri pe față neschimbate. Așa. Continuăm în această secvență să creștem pentru că este destul de mică încă. În primul picioruș facem două. în următoarele câte unu, până ajungem la această bobiță. Și unde avem bobița în vârf, pentru că o să înțelegeți foarte bine, iată vârful, facem pur și simplu un picior dublu. Vedeți? Și continuăm mai departe cu cele pe dos. Deci în felul ăsta păstrăm oarecum aceeași formă. Și în ultimul, de asemenea, facem creștere. Deci cred că v-ați dat seama ce facem în acest rând. Practic, aceleași creșteri la început și la sfârșit de secvență și aici unde avem această bobiță, facem un picioruș dublu. În rândul următor, acest picioruș dublu se va transforma și el în picioruș în relief pe dos. Continuăm cu aceste două rânduri. Deci acest al ducem la final și următorul în care toate, toate, toate vor fi în relief pe dos, cu creșteri, evident. Deci, 10 rânduri sunt finalizate. În toate aceste 10 rânduri am realizat creșteri în secvențele unde avem piciorușe în relief pe dos. Totodată am căutat să amenajăm și desenul. Din rândul 11 nu mai creștem aici, pentru că eu văd că deja am un diametru normal pentru o circunferință de 56 de cm. De aceea, din rândul următor, eu nu mai cresc în aceste secvențe. Voi, dacă aveți nevoie, puteți să mai creșteți. Pentru că aici depinde și de ce mărime aveți nevoie, cu ce fir lucrați, cu ce croșetă principiu nu pot să vă arăt toate variantele într-un tutorial, de aceea vă arăt varianta care o lucrez eu. Logic. Acum trecem la rândul 11, iarăși încep rândul așa cum și trebuie să-l încep, cu două picioruși în relief pe față. Așa. Și acum o să fac două bobițe. Deci aici am avut una singură, acum o să fac două. Și o să fac după al patrulea picioruș în relief pe dos, deci primele patru piciorușe în relief pe dos, le realizăm unul peste altul. Acum, în spațiu facem această bobiță. Se deci cere amintez că la mine ea este formată din 5 piciorușe duble cu același vârf. Numărul lor poate varia, evident. Și continui cu aceste piciorușe în relief pe dos până o să ajung la ultimele patru. Înaintea lor o să realizez altă bobiță. Și în felul ăsta o să facem în fiecare secvență până la final de rând. Unica schimbare care o facem, iată, este adăugarea acestor elemente. În rest, croșetăm foarte lejer ce avem pe croșetă. 1, 2, 3, 4, da. Iată, mi-au rămas ultimele 4 piciorușe duble și până la ele fac altă bobiță. Iată, în felul ăsta o să continuăm până la final de rând, după care următoarele două le vom realiza fără schimbări. Deci, am făcut bobița și continui cu piciorușele în relief pe dos. Deci. În felul ăsta o să lucrăm în acest rând. Vezi? O să facem iarăși aceste două piciorușe în relief pe față și o să continuăm cu amenajarea elementelor. După care, vedeți, noi aici am făcut o bobiță, după care am făcut două rânduri cu piciorușe în relief pe dos. Așa și aici. Deci după acest rând, acesta este rândul 11. Rândul 12 și 13 va fi în totalitate aici, în picioruș în relief pe dos. Iar în vârful acestor două bobițe vom face câte un picioruș dublu, în primul rând. Iar în următor, deja și acela va fi pe dos. Deci, practic, repetăm ce avem aici. Și ne întâlnim deja la următoarele rânduri. Deci, pe ăsta îl finalizăm, după care încă două. Le lucrăm de sine stătător. Continuăm. Iată, am finalizat și acele rânduri despre care v-am zis. Adică acum, la moment, am 13 rânduri finalizate. Vedeți că căciula deja începe să crească în diametru. La faza în care este am 22 de centimetri. De aceea am zis că m-am oprit de crescut. Dar oricum, diametru va crește rând de rând, pentru că mai avem de lucrat. Deci, iată, din rândul 14, ce facem? Avem de făcut încă o bulină din asta, aici în mijloc, ca să avem o armonie între elemente. Pentru asta, deci mai întâi începem rândul așa cum l-am început întotdeauna, cu aceste două piciorușe în relief pe față. după care o să facem pe dos, pe dos, pe dos, ca să ajungem undeva aici în mijloc. Cum să ne orientăm noi să știm care este mijlocul? Deci atunci undeva aici. Haideți să vedem împreună câte ochiuri avem. Deci, 2 și încă 2 și încă 2 și încă 2. Da, exact, iată aici, în mijloc, o să suprapunem bulină peste bulină. Până atunci însă vom face tot piciorușe în relief pe dos. În faza în care aveți nevoie să mai creșteți, creșteți. Iar dacă nu, croșetați așa cum fac eu. Deci, practic, eu realizez ceea ce am pe croșetă, doar că în acest rând voi realiza o singură bulină. Atâta tot. Deci o să merg liniștit cu aceste piciorușe unul peste altul până o să ajung la altă bulină. Iată, eu am ajuns la acel picioruș din mijloc, care este echivalent cu vârful acestei prime buline realizate și de data asta, deci, vom face acest element chiar în ochi. Atunci, dacă vă amintiți, am lucrat în spațiu. Acum vom lucra în ochi și vom face de asemenea aceste patru piciorușe duble cu același vârf. trecem firul prin toate, strângem un pic și continuăm deci cu piciorușele în relief pe dos până la final de secvență. Aici iarăși vom face relief pe față și aici vom repeta exact același lucru. Peste tot până la final de rând. După care încă două rânduri lucrăm cu ceea ce avem pe croșetă. Adică iarăși vom umple aceste spații cu piciorușe în relief pe dos, în totalitate, fără buline, pentru că ați observat, între buline sau între rândurile cu buline avem câte două rânduri în care pur și simplu realizăm ce avem pe croșetă. În acest mod continuăm până la final de rând cu repartizarea a unei singure buline în fiecare secvență, după care încă două croșetăm ce avem pe croșetă. Deci, iată, eu am început și rândul 15. Spuneam că o să fac rândul în care realizez, realizez bobița, după care încă două în care fac piciorușe pe dos aici. Și o să mai fac încă câteva rânduri. Aici deja probați pe cap și vedeți de câte rânduri aveți nevoie. Să fiți undeva așa în regiunea urechii. Mai mult sau mai puțin, în de cum vă place vouă să fie largă sau îngustă, pentru că totuși lucrăm o căciulă, nu o beretă și o să fac câteva rânduri, spuneam, deja fără buline, pentru că consider că va fi prea încărcată dacă mai adaug aceste elemente și în momentul în care o să fie ok dimensiunea, o să trec la bordură și evident am să vă arăt cum adaptez bordura, pentru că de fapt și până acum tot ce am adaptat, am adaptat din miers, după gustul meu, așa că o să revin cu detalii și referitor la bordură. Însă până atunci lucrăm ceea ce avem pe croșetă. În cazul meu, deci eu nu fac descreșteri pentru că o să descrească în mod normal cu bordura. Dacă voi lucrați pentru alte mărimi și aveți nevoie să faceți descreșteri, le faceți la început de secvență și la sfârșit de secvență câteva rânduri, de exemplu, dacă aveți nevoie. Pe astea în relief pe față le lăsăm așa cum sunt. Aici puteți să faceți careva modificări. În rest, eu continui cu ceam pe croșetă încă câteva rânduri, după care croșetăm împreună bordura. Deci am mai croșetat două rânduri, deci de tot, ca să fie clar, să vă puteți orienta, după ultimul element din ăsta eu mai am patru rânduri croșetate neschimbat. Adică ce aveam pe croșet, așa am și repetat. S-ar putea de mai lucrat încă, deja în dependență de mărime. Eu la moment trec la bordură și cum o să procedez eu. Ideea care e? Vreau să păstrez intacte aceste două piciorușe în relief pe față și în bordură. Și în cazul ăsta o să am o bordură cu raport de 2 la 2. Adică, voi începe, așa cum am și început până acum, cu două piciorușe în relief pe față. După care, am să fac două în relief pe dos și așa am să continui până la final de secvență și la final vă zic dacă vin perfect sau poate trebuie să adaptez cumva pentru că eu uh, o să văd la final cum vin. Ideea e că mie îmi trebuie să am aici două pe față. Deci uitați. Continuăm să repartizăm două pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos și vă arăt la final de secvență cum procedăm. Deci uitați, am ajuns la final de secvență. Uitați ce avem aici. Avem două pe față care sunt la final de secvență. Am acum un lucru două pe față. Și aici mi-a rămas un singur picioruș. Între aceste elemente pe față trebuie să am două pe dos. Deci eu practic o să fac dintr-un ochi două pe dos. În cazul în care aveți nevoie să descreșteți, mă repet, pe păi puteți descrește și în această secvență și în acest rând. Mie însă nu cred că o să-mi încurce foarte mult această mulțire. Și iată, o să vin perfect. Deci, iarăși, o să repet același lucru, grupând aceste elemente și am să lucrez atâtea rânduri cât de lat îmi doresc eu să fie bordura. Mie îmi place la căciul, la berete, să fie bordura așa lătuță, pentru că arată bine, rezistă în timp, se poate spăla și la mașină, nu e o problemă, pentru că ea rămâne elastică întotdeauna. De asta eu și în mare parte Folosesc bordurile sub forme de piciorușe în relief pentru articole, pentru că ele arată bine și rezistă în timp. Voi însă puteți opta și pentru o altă bordură, alta oricare vă doriți voi, sau poate oricare alt raport. La mine, repet, vor fi două pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos și totodată vom păstra o armonie cu desen. Pentru că uitați, o să venim perfect aici cu aceste elemente. Iată ce am avut a vă spune pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit și pentru faptul că lucrați alături de mine și vă zic să stați aproape pentru că urmează să mai mișterim noi lucruri frumoase împreună și ca să nu rămâneți în urmă cu noutățile, activați clopoțelul și el o să vă dea de știre atunci când apar eu cu tutoriale noi. Toate bune vă doresc! Pa, pa!